cu toate că a fost oprit de polițiști în timp ce conducea băut, un șofer a reușit să impresioneze autoritățile și să scape de dosarul penal. El a recunoscut că a consumat băuturi alcoolice, însă a motivat că nu a avut încotro și a fost nevoit să urce la volan. Colegul meu, Vlad Petrișor, are mai multe detalii despre subiect. Bună seara, Vlad, te ascultăm! Bună seara, bun găsit tuturor! Bărbatul a fost oprit la un control de rutină pe o stradă din Tulcea, iar atunci când a deschis geamul mașinii, agenții de poliție au simțit un miros puternic de alcool. A fost testat șoferul, iar rezultatul a fost pozitiv, așa că a fost dus la spital, iar acolo rezultatele au indicat o alcoolemie de 1,41 la mie. I-a fost întocmit un dosar penal, iar în fața anchetatorilor, bărbatul a povestit că este divorțat și că are grijă singur de fiica lui minoră. În ziua în care a fost oprit de poliție, bărbatul a ajuns acasă de la muncă și a recunoscut că a consumat 250 de mililitri de alcool, însă în toiul nopții la 1:30 a fost trezit de fiica lui, care acuza o durere puternică de măsea. A motivat în fața procurorilor că nu s-a simțit băut, tocmai din acest motiv a urcat la volan și a căutat o farmacie non-stop pentru a cumpăra medicamente. În plus, la dosar a atașat și o programare urgentă pe care fata o avea la dentist, așa că procurorul a cerut să fie încheiată urmărirea penală. Acestea sunt până acum informațiile. Cristian, înapoi la tine. Autoritățile s-au pus de acord asupra procentului cu care se va ieftini laptele. Anunțul a fost făcut de ministrul agriculturii după mai multe discuții cu retailerii și procesatorii. E ca și mama, că aici am banul, dar e două mama. Se duce pe cele două mama și atunci a zis așa, că 10% procesatorii vin cu această reducere, unde anumite 10% vin și retailer. A rămas și a rugat și președintele Consiliului Concurenței, mi-a spus atenție că a avut sarcina de la premier, o bucătie de problemă în dispozitivul dumneavoastră. Este sub umbrela dumneavoastră și noi așteptăm ca să se aplementeze din punct de vedere procedural. Sunt și alte decizii importante care au fost luate la Palatul Victoria pe lângă ieftinirea laptelui. Se discută despre înghețarea salariilor bugetarilor și stoparea angajărilor la stat. Iasmina Ardelean are detalii despre toate acestea. Iasmina, te ascultăm. Bună seara, Cristi! Planul de ieftinire a laptelui a fost anunțat de ministrul agriculturii. După discuțiile pe care oficialii le-au purtat cu fermierii și comercianții, de la 1 mai, laptele se va ieftini cu 20% pentru o perioadă de 6 luni. Executivul a mai decis ca ajutorul de 10 milioane de euro pentru fermieri din partea Comisiei Europene să fie dublat. În plus, la Bruxelles s-a mai hotărât suplimentarea despăgubirilor cu până la 100 de milioane de euro pentru țările afectate de criza cerealelor ieftine din Ucraina. Și tot azi s-a discutat și despre reducerea cheltuielilor bugetare. Pe lângă tăierile de bunuri și servicii, combustibil și mai puține deplasări, se mai iau în calcul și înghețarea salariilor și angajărilor la stat până la sfârșitul anului. Asta după ce recent primarii și șefii de consilii județene au primit o majorare substanțială a lefurilor. Totodată, în luna martie, s-au scos la concurs 3.000 de posturi la stat, dintre care 90% erau posturi de conducere. Deocamdată, acestea au fost informațiile. La revedere! Petre Daia a fost și protagonistul unui episod amuzant în ședința de guvern. Ministrul Agriculturii le-a cerut colegilor să nu-l lase singur pentru că sunt multe puști îndreptate spre el. După ce s-a decis ca România să nu interzică tranzitul de cereale din Ucraina, la fel ca alte state, Petre Daia spune că vor trebui făcute verificări minuțioase la vamă, iar apelul ministrului din ședința de guvern i-a făcut să zâmbească pe toți din sală, inclusiv pe Nicolae Ciucă. Vă cer sprijin, stimați colegi, să nu mă lăsați în luptă singur. O pot duce, dar de aceea... Da, presupun că până acum nu v-ați simțit singur în toată... Nu. Acum nu, dar v-am rugat de cum. Nici dacă înainte, domnul ministru. Bun, păi să nu mă lăsați singur, frate. Nu vă lăsăm. Îți multe puși pe mine, văd. Ministrul Agriculturii se referă la criticile care au fost aduse în ultima perioadă pe fondul crizei fermierilor. Ba mai mult, unele voci au cerut demisia. Petre Daia a fost luat la rost de premier și despre situația grupului de lucru din minister care ar trebui să se preocupe de strategia privind îmbunătățirea procesului de producție. Răspunsul care a venit a stârnit o altă rundă de zâmbete. Este un document laborios. N-am avut posibilitatea să-l fac pentru că... Nu, documentul, grupul de lucru mă interesează. Grupul de lucru, știți cum e? Să lucrezi.
eu știu. Că dar dacă îl fac eu prin grupul de lucru și el stă și se cântă la mandolină și se uită pe pereți, n-am avut timpul necesar și liniștea sufletească, pentru că dumneavoastră ați văzut când din Parlament pe moțiune, când în partea cealaltă, când ai las de la televizor. Domnule, dați sarcină, vă rog, la un secretar de stat să constituie acel grup de lucru. Domnul. Nici bine nu a fost adoptată de deputați că legea porcului nu le miroase prea bine micilor crescători. Mai nou, gospodarii pot înmulți porcinele doar pe cale artificială, iar intrarea în coteț se va face doar în anumite condiții, este nevoie de un preș îmbibat cu dezinfectant și proprietarul trebuie să îmbrace o ținută specială folosită doar în acest scop. Elena are 8 porci în gospodăria ei din Vărăști, județul Giurgiu. Femeia crește animale de când se știe, doar că noile măsuri adoptate de parlamentari par de neînțeles pentru micii crescători. Deși legea porcului nu mai limitează numărul de capete ce pot fi crescute în curte, acum apare o nouă problemă. Oamenii nu mai au voie să reproducă animalele decât pe cale artificială. Ei, cu legea lor, noi ce știm noi. Așa am pomenit la părinți și așa și noi. Ca și ăștia mici, avem vier în 3. S-a trecut de la monta naturală, adică cu plimbatul vierului prin sat, că așa se întâmplă la țară, cine nu știe, la însămânțarea artificială, pentru că este o metodă de protejare a difuzării bolii a pestei porcine africane. Că la nivel de județ există însămânțători artificiali. Și Ionuț crește 16 porci, dar odată cu noile măsuri, crede că va renunța la această tradiție. Hai, Ionuț! Aveam purcelele noastre, vierii noștri, dădeam, făceam purcei, cât prindea ăla era, creșteam, vedeți, aveam destule boxe, erau toate pline. Acum vă spun eu că nu o să mai crească și așa, din cât s-a fost și la noi, nu știu dacă mai sunt 2-3, numărați pe degete cât se au purci, nu mai reproducem noi, 700 de lei o bucată, deci cât are, nici 10 kg. Păi ce facem, să dăm 700 de lei pe bucată? Nu ne convine. Legea impune și condiții de igienă mai dure. Gospodarii trebuie să asigure un punct sanitar în apropierea locului unde sunt crescute animalele. Aici trebuie să se spele pe mâini și să-și schimbe hainele și cizmele cu unele folosite doar în cotețul porcului. În plus, la intrare, trebuie să pună și dezinfectant. Uitați, vedeți aici noroi? Unde să pun eu dezinfectant și toate alea ca să pot să-mi aranjez? Dacă trebuie să intru să le dau apă sau să mâncare, să le rinestrez, să mă schimb, să iau o pereche de cizme, când ies să iau alta, vă dați seama, fac 3, 4, 5 drumuri să le dau mai apă, toate alea. Intrăm, cum venim din curte, în grădină la porci, le dăm să mănânce, că vara mai dăm cu un var acolo în coteț, asta e dezinfectantul. Autoritățile spun că medicii veterinari și instituțiile locale ale fiecărui județ vor trebui să monitorizeze efectivele de porci din curțile oamenilor. Cine nu respectă legea, plătește. Gospodarii care nu respectă regulile riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 15.000 de lei. Sancțiuni dure sunt și pentru fermele ceva mai mari. De exemplu, transportul porcilor ar putea fi interzis, iar amenzile se ridică până la 45.000 de lei. Noua lege adoptată de parlamentari va merge la președintele României pentru promulgare. Ea va intra în vigoare la 3 zile după publicarea în Monitorul Oficial al României. O nouă subvariantă Omicron pare să le dea bătăi de cap medicilor din lumea întreagă. Arcturus este noua subvariantă aflată în atenția Organizației Mondiale a Sănătății și care îi sperie pe medici din cauza contagiozității crescute. Sunt foarte puțini oameni care nu au fost expuși imunizării, fie prin vaccinare, fie prin infecție. Tocmai din acest motiv, acea imunitate preexistentă cauzează o presiune asupra virusului. Dar el, când se replică, prin procesul natural al mutației, poate să obțină un avantaj care să-l facă mai bun în evadarea răspunsului nostru de anticorp și răspunsul nostru celular. În plus, specialiștii spun că, spre deosebire de restul subvariantelor, Arcturus este mult mai contagioasă și vine la pachet cu conjunctivită. Conform ultimelor noastre analize, este cam cu 20% mai în medie, mai infecțioasă decât ce am avut până acum. Între timp, în România, cazurile de COVID cresc. Numai în ultima săptămână au fost depistate 4.000 de cazuri noi, iar camerele de gardă ale spitalelor de boli infecțioase sunt în continuare cele mai aglomerate. Mă simt foarte epuizată. Durere acută de gât, febră, frison, secreții nazale,
oboseală. Avem în continuare 200 de prezentări în 24 de ore, mă refer și la copii și la adulți. Procentul e destul de mic de cazuri severe și se întâmplă, cum spuneam mai devreme, foarte rar să ajungă în terapie intensivă, dar evident că o persoană în vârstă, cea care are boli cronice, în momentul în care face o infecție virală sau bacteriană, poate, mai ales dacă nu s-a pus diagnosticul la timp, să ajungă cu complicații chiar și cu evoluții imprevizibile. Numai în ultima săptămână, la nivel național, în secțiile COVID-19 din spitale au fost internate circa 1200 de persoane, iar 40 de persoane și-au pierdut viața. Organizația Mondială a Sănătății monitorizează îndeaproape noua subvariantă care ar putea avea, potrivit specialiștilor, mutații extrem de periculoase, mai ales pentru copii și vârstnici. Dacă nu s-a stricat, nu trebuie schimbat. Aceasta e premisa după care merg tot mai mulți români când vine vorba de electrocasnice. Dacă în alți ani mulți făceau tot posibilul să aibă cele mai noi aparate apărute pe piață, acum le schimbă doar când cele de acasă cedează de tot. Puținii clienți care mai trec pragul magazinelor de electrocasnice o fac de nevoie. Pe Dan, de pildă, l-a lăsat mașina de spălat când era lumea mai dragă. Foarte veche, da. Și acum trebuie să o schimb că de mână nu se mai spală. Ce contează când alegeți o mașină de spălat? Nu prea mă pricep la caracteristici, dar mă pricep la prețul mai mic. Până și prețul mai mic e uriaș pentru buzunarele omului, așa că înainte să vină în magazin, a trecut pe la bancă. O să luăm în rate, că a fost Paștele și mielul a fost cam scump. Nu este singurul care nu-și permite să își cumpere un frigider sau aragaz nou. Frigiderul le-am reînnoit pentru că au cedat. E mai greu, că nu mai sunt bani cum ar trebui să fie. Scumpirile i-au îngenunchiat pe mulți, care după ce plătesc facturile și mâncarea nu-și mai permit nimic. Au ajuns în situația în care oricât de vechi ar fi electrocasnicele din casă, dacă nu se strică, nu sunt înlocuite. Câți ani are mașina de spălat de acasă? Are 20 de ani. 20 de ani. Mai spală? Funcționează. Dintre electrocasnice, cel mai rezistent este frigiderul. Acest aparat are o durată de viață de aproximativ 13 ani. Întreținută cum trebuie, o mașină de spălat poate rezista chiar și 10 ani. Între brand și preț, cel din urmă face legea. Nu este costit, este la ofertă, 350 de lei. Nici măcar smartphone-urile nu se mai vând ca pe vremuri. Anul trecut în țara noastră s-au vândut 3,5 milioane de telefoane mobile, însă producătorii se așteaptă la o scădere în acest an. Și asta deoarece puțini sunt cei care își mai schimbă telefonul atunci când apare o tehnologie nouă. Un studiu arată că 3 din 10 români schimbă telefoanele la 2 ani, iar o treime le țin cel puțin 3 ani, exact cât este estimată durata lor de viață. Zeci de bucureșteni visează să pună mâna pe un post de polițist local în sectorul 6. Au dat examen din legislație, dar nu mulți s-au pregătit ca la carte înainte și au pus toată speranța în Dumnezeu că le va da noroc. Legile au vreme să le învețe, spun ei. Legile privind intervențiile în... Dânsul este unul dintre aspiranții la un post de polițist local în sectorul 6 al capitalei. Sperăm că i-au mai trecut din emoții când a dat examenul, asta în cazul în care a învățat legislația. Alții recunosc că n-au prea avut vreme de învățat. Am aflat un pic cam târziu și a fost cam așa, pe ultima sută de metri, a fost sărbătorile și... Ce o să fie? Nu știu să vă zic, că am mai avut încercări și toate au fost cum au fost. Dar... Datorită, nu știu, m-am ținut. Am citit cât de cât, dar acum cu Dumnezeu înainte, să spunem, că... Na, ce pot spun? Îmi urez singur succes, cu Dumnezeu înainte și Doamne ajută! Au fost scoase la concurs posturi atât de la resurse umane și monitorizare, adică muncă de birou, până la ordine publică și circulație rutieră. E pregătit? Așa și așa. Nu prea m-am pregătit să zic așa. Nu-i capăt de lume vorba colegului de suferință. Nu avem nimic de pierdut. Important e să încerci și să-ți faci o idee, ca pe viitor să fii mai bun data viitoare. Avem emoții foarte mari, subiectele au fost destul de greoaie pentru câteva săptămâni de învățat, adică este timpul mult prea scurt pentru
atât de mult de învățat. De foarte multe ori mi s-a comunicat că poliția locală nu este vizibilă, nu este prezentă și cetățenii își doresc ca poliția locală să fie mult mai prezenți și din acest motiv am construit și probele astfel încât să-i putem selecta pe cei mai competenți, integri și mai implicați în comunitate. Tocmai din acest motiv, în acest an a fost introdusă și o probă sportivă la concurs. Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. De la ora 20 revine cu episoade noi serialul Fenomen, Prețul Fericirii. Eu sunt Cristian Sabah. Vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă vă doresc și nu uitați, aveți grijă de dumneavoastră. Bună seara, dragii mei! Astăzi a plouat pe arii extinse în sudul și în centrul țării. În zonele de deal și de munte s-au acumulat cantități de apă de până la 15 litri pe metru pătrat, iar în Dobrogea și sud-estul Munteniei de până la 30 de litri pe metru pătrat. În Carpații meridionali și de curbură, la altitudini de peste 1700 de metri, precipitațiile au fost sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime s-au încadrat între 11 și 18 grade. La noapte, cerul va fi temporar noros și va ploua în regiunile estice și sud-estice și doar izolat în rest. În Carpații meridionali și de curbură, la altitudini de peste 1800 de metri, trecător precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță sau ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări, în special în est și în sud-est. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 10 grade. Mâine, valorile termice sunt în ușoară creștere și se vor situa în jurul celor normale pentru această dată. Cerul va avea înorări accentuate și vor fi perioade cu averse și descărcări electrice pe arii extinse în regiunile sudice și sud-estice, la munte local și în centru, doar pe suprafețe mai mici. Iar în restul teritoriului, astfel de fenomene vor fi doar izolate. În sud, cantitățile de apă vor fi însemnate și vor fi condiții de grindină. În zonele montane înalte vor fi precipitații și sub formă de lapoviță sau ninsoare. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări, în special în est, sud-est și pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 21 de grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va fi predominant înorat și vom avea parte de ploi doar pe arii restrânse. 16 grade vor fi în Târgoviște, 18 grade în Ploiești. Și în Transilvania, cerul va fi mai mult înorat și va ploua slab. 13 grade vor fi în Brașov, 14 grade în Sibiu. În Moldova, să știți că se anunță vreme închisă mâine, ploi vor fi doar izolat și se vor înregistra 14 grade în Piatra Neamț, 15 grade în Iași. În vestul țării va fi o zi cu vreme instabilă. Sunt anunțate precipitații slabe și se vor înregistra 18 grade în Timișoara, 18 grade în Arad. În Oltenia, cerul va fi variabil cu unorări temporare și ploi pe arii extinse. Vor fi 20 de grade în Târgu Jiu, 18 grade în Râmnicu-Vâlcea. În Dobrogea, cerul va fi mai mult înorat și sunt și condiții de ploaie anunțate, 15 grade maxima din Megidia, 16 grade în Tulcea. În capitală, cerul a fost temporar înorat și au fost intervale cu averse. Vântul a suflat slab până la moderat, iar temperatura maximă a fost de 18 grade. La noapte se anunță vreme instabilă și o minimă de 9 grade. Mâine, valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această dată. Vremea rămâne însă închisă și instabilă, cu o probabilitate mare să plouă. Se vor înregistra 17 grade. La munte, cerul va fi mai mult înorat și vor fi intervale în care va ploua, mai ales în Carpații meridionali. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar izolat vor fi posibile și descărcări electrice. Se vor înregistra 7 grade în Sinaia, 8 grade în Semenic. Iar acum prognoza meteo personalizată. Elena m-a întrebat cum va fi vremea pe 22 aprilie în Urlați. Maxima ajunge până la 17 grade, iar cerul va fi variabil. Dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre, ca de obicei, pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. O seară excelentă vă doresc, indiferent de vreme!